Carmen Hara, previziunii despre viitorul Cristinei Cioran, în plin scandal cu Alex Dobrescu. Ce se va întâmpla în următoarele opt luni? Carmen Hara a dat verdictul în cazul scandalului dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Celebra prezicătoare a făcut o serie de dezvăluiri. Din destinul actriței, care de mai bine de zece luni se judecă pentru agresiune cu fostul iubit. Până acum, designerul și fosta prezentatoare TV. Și-au aruncat vorbe grele, ajungându-se chiar în ipostaza, în care Cristina Cioran a obținut ordin de restricție împotriva tatălui fetiței sale. Blondina îl consideră pe fostul ei partener un adevărat pericol pentru familia sa. Cristina este un om foarte puternic, independent. Ea a avut o relație karmică cu Alex. Nu a fost o întâmplare că a apărut în viața ei. El este cifra șase. Iar ea are în anul vieții cifra 6, ceea ce îi leagă din vieți anterioare. Astea sunt relațiile karmice. Este foarte interesant. Ea trebuie să aibă un singur copil, și iată că îl are. Trece printr-o perioadă zbuciumată, dar situația asta de tensiune trebuie să fie rezolvată în sufletul ei, să facă pace cu ce s-a întâmplat, ca lupta asta să nu mai continue emoțional, mental. A dezvăluit prezicătoarea Carmen Hara.